Bine v-am regăsit și de această dată. Aș vrea să începem cu o întrebare pentru tine. Care este motivul pentru care mergi tu la serviciu? Mergi ca să câștigi bani sau mergi pentru că ai un scop acolo, o misiune, vrei să-L reprezinți pe Dumnezeu? Împreună cu noi în această zi este doamna Antoanela Bălaș, director executiv al fundației Ece Homo, o fundație umanitară. Bine ați venit în studioul nostru! Mulțumesc, bine v-am găsit! Mi-a plăcut că înainte de emisiune, exact lucrul acesta îl discutam, motivul pentru care cine va merge la serviciu și a spus că tocmai lucrul acesta vi-l propuneți. Lucrul acesta îl faceți dumneavoastră personal și de asemenea prin fundația pe care o reprezentați. Spuneți-ne un pic despre lucrul acesta. Cum vedeți această implicare socială și cum vedeți rostul pe care îl aveți în fundație? Implicarea socială cred că nu e altceva decât o reprezentare a valorilor pe care le avem, a credinței în Dumnezeu până la urmă, pentru că de fapt la asta e chemat cel care crede în Dumnezeu să aibă grijă de cei din jurul lui. Noi lucrăm cu familii cu deficit de resurse pe care nu neapărat vrem să-i ajutăm punându-le mâncarea pe masă, ci învățându-i cum să-și folosească resursele, cum să le gestioneze, cum să acceseze alte resurse, pentru că sunt drepturi sociale de care ei pot beneficia și în felul acesta ei să reușească să-și administreze propriile resurse financiare, materiale sau de orice fel ar fi. Nu mergem pe principiu dă-i unui om un pește, ci mergem pe principiu învață-l să pescuiască și va învăța să se descurce singur. Așa că de-aia vă spuneam că ceea ce facem noi prin implicarea aceasta socială nu e decât o reprezentare a valorilor noastre, să ne îngrijim de cel din jurul nostru, dar nu să ne impunem valorile noastre. Prima dată trebuie să iubești pe oameni, să îi înțelegi în contextul și în lumea în care ei trăiesc și să le spui ce crezi și cine ești. Și de acolo lucrurile încep să se schimbe. Lucrăm cu copii, avem o casă de copii în care sunt adăpostiți acum 10 copilași. Avem un proiect de asistență socială a vârstnicului, este o categorie socială, din păcate, tot mai mult neglijată, dar numeroasă. Sunt oameni care, deși au resurse financiare, locuiesc singuri și nimeni nu le deschide ușa. Cred că asta e cea mai grea frământare și problemă a acestei vârste, singurătatea. Poți să ai bani, dar dacă ești singur și nu te caută nimeni, o să mor suferind și trist și singur până la urmă. Și acolo vrem să aducem o oază din aceasta de speranță. Sunt așa de bucuroși când mergem și îi vizităm și am încercat să implicăm și alți oameni. Noi mergem cam de 2 ori pe lună, de 3 ori câteodată și acolo unde nevoile sunt mai mari, am implicat voluntari care fac aceeași muncă. De asemenea, lucrăm cu familii, atât în Cluj cât și în alte 3 localități din țară. Și acum ne implicăm și noi în strângerea aceasta de daruri pentru frații noștri din Ucraina. Pentru că nu poți să stai nepăsător la suferință. Chiar mă gândeam la faptul că vedeți atâta suferință, singurătate. Cum reușiți să faceți față? De unde vă găsiți resursele interioare să rezistați? Avem în fiecare dimineață o jumătate de oră de rugăciune. Și cred că asta este o resursă. Și trebuie să recunoaștem că singura sursă și resursă care ne dă putere este credința în Dumnezeu. Acum să nu vă imaginați că noi suntem 24 din 24 pe câmp de glorie, pentru că moartea unui beneficiar nu are cum să nu te afecteze. Le vedem pe colegele noastre, mai ales cele din proiectul de asistență socială a vârstnicului, că vin uneori plângând la birou sau, deși o atmosferă, nu știu, destinsă, la un moment dat se lasă tristețea și tăcerea și atunci știm că s-a întâmplat ceva. Vorbim mult între noi despre problemele cu care ne confruntăm, mai ales cei care suntem la birou. Este mai greu, într-adevăr, pentru colegii noștri din țară, dar încercăm o dată pe săptămână să avem, mai ales acum de când se poate cu tehnologia asta modernă, întâlniri pe Zoom, să discutăm, să frământăm, să spunem, să ne rugăm împreună și să căutăm resurse. Deci cred că în relațiile pe care le avem unii cu alții și credința în Dumnezeu care ține lucrurile în control
sunt resursele noastre și ceea ce ne dă putere să facem lucrarea asta și să, nu știu, cumva să trecem și peste hopurile acestea. Dar, mă repet, nu suntem 24 din 24 pe cum de glorie. Avem și momente de tristețe, de deznădejde, de frământare, dar și de bucurie. Tot ce pot să spun este că nu, că-s trecătoare. Care sunt cele mai mari dificultăți? Problemele financiare, faptul că e nevoie de resurse pentru toți acești beneficiari sau acest sprijin sufletesc, această energie interioară sau altele? Da, ca echipa și formare, voluntară. Da, de aceea mă gândeam să vă spun ca și formare, eu sunt economist și prima replică pe care v-aș spune este evident cea financiară, dar... Știți ce am constatat? Atunci când oamenii cu care lucrezi, când ai o echipă, când ai oameni care apelează la Dumnezeu în a-și îndeplini obiectivele care le-au fixat pentru fiecare din beneficiari, resursele lui Dumnezeu vin. Cred că cea mai importantă componentă este echipa. Dacă ei lucrează cum trebuie, restul se așează. Vin și resursele și, v-am spus, avem și obiceiul ăsta de a cere resurse de la Dumnezeu. Nu este ușor, e adevărat. Și mă bucura să împărtășiți cu noi asemenea experiență. Avem, de exemplu, deschisă recent, abia anul trecut, în aprilie, am deschis o casă pe o stradă aici, în apropiere de dumneavoastră, pe tăietura Turcului, unde am creat 16 locuri pentru persoanele care vin la tratament în Cluj. Investiția nu a fost una mică. Ne-am bucurat de oameni care ne-au susținut, dar nu găseam beneficiari. Și a fost așa un moment de, Doamne, dar n-am făcut bine. Noi știam că ne-am rugat, că am cerut călăuzire, că din punctul nostru de vedere eram la linie. Și au fost luni bune de zile, cred că și 7 luni în care am avut undeva la 5-6 beneficiari în casă și atunci am zis, hai să facem din asta, din problema asta, un motiv de rugăciune zilnic. Pentru că ne-ar părea rău ca locul acela să rămână nefolosit, ca oamenii care vin la, care nu, deci nu mă refer acum la oamenii care au resurse, ci la oamenii care sunt undeva de la clasa medie în jos și care vin la tratament în orașul nostru. Cazările sunt scumpe și pentru ei am vrut să punem la dispoziție un mediu în care, când vin de la spital, cineva să-i îmbrățișeze, să le spună, să știți că mă rog pentru dumneavoastră și cred că Dumnezeu este bun și în felul lui vă va ajuta. De multe ori nu înțelegem noi cum lucrează Dumnezeu. Deci dar nu doar cazare, ci și exact. Un sprijin spiritual. Da, da. O inimă deschisă, nu știu, un zâmbet care să te încurajeze. De când am făcut din, nu știu, problema aceasta a noastră, lipsa beneficiarilor de acolo, un motiv de rugăciune, avem zilnic 14-16 beneficiari în casă. Și avem oameni care, am avut acum vizita, anul trecut de fapt, vizita unui aparținător, a unei doamne care venise la tratament în orașul nostru și acum a însoțit-o și el. Și s-a apropiat de colega mea și i-a zis, Doamnă, nu știu ce ați făcut, dar mi-ați vindecat soția. Mediul de aici a aprins ceva în ea. Și dintr-un om cu care nu puteam sta de vorbă, care mi-ntorcea spatele la orice întrebare puneam, a venit plină de viață, bucuroasă și dorindu-și să trăiască. Și ăstea sunt dincolo de noi. Nu sunt nici... Tot ce am făcut a fost să ne punem pe genunchi. Atât. Restul e lucrarea al Dumnezeu. Noi, doar administratorii harului, cum zice Biblia. Încerc să-mi dau seama care este diferența între o fundație care ajută oamenii și o fundație care ajută oamenii, dar îl au pe Dumnezeu în centru. Care e diferența în practică în ceea ce se vede? Cred că și în fundațiile care ajută oamenii, ceea ce îi determină să facă lucrul acesta este tot dragostea de oameni, bunătatea, suferința aproape lui la care nu pot să rămână indiferenți. Sunt oameni și colaborăm, să știți, cu fundații care nu neapărat împărtășesc același valor ca și noi,
dar care fac o treabă extraordinară. De exemplu, este în Cluj o fundație, se numește O Masă Caldă, care oferă în fiecare zi peste 300 de porții de mâncare oamenilor. Sunt mulți care fac lucrul acesta din drag pentru aproapele. Și nu știu câți dintre ei împărtășesc aceleași valori ca și noi. Cred însă că ce aduce diferență între ei și o organizație sau o fundație care lucrează crezând într-un Dumnezeu care schimbă vieți, este probabil a-i spune omului destinația lui finală, scopul pentru care a fost creat. Și faptul că dacă aici reușești să nu fii singur, să ai o masă caldă, să ți se acopere cheltuielile de întreținere și să nu fii evacuat, e bine. Dar veșnicia? Pentru că vorbim de atât, comparativ cu un lucru care nici măcar nu se poate măsura. Cred că asta ar fi diferența. Ca și intenții, cred că suntem comuni. Dragul de oameni, iubirea de aproapele. Când vorbim de sprijin umanitar, sunt oameni care poate sunt mai reci, mai distanți, poate judecă și spun, apoi își merită soarta, pentru că am văzut eu ce au făcut. Sau alții spun, nu vreau să-i ajut pentru că în felul acesta încurajez lenea. Ce vă face pe voi să-i ajutați? Cu ce perspectivă faceți această slujire până la urmă? Da. Vedeți, ăsta e și un lucru în care compromisul poate apărea foarte ușor. Ne-am stabilit încă de la început criterii clare pentru care o persoană este luată în asistență. Dacă omul îndeplinește aceste criterii, trecem peste bariere de genul este leneș, a făcut ce a făcut în trecut. Cel mai mare lucru pe care poți să-l faci pentru omul ăla e să-l iubești așa cum e. Cu trecutul lui, cu lenea lui, cu neajunsurile lui, că până la urmă nu așa ne iubim și pe noi Hristos. Nu așa am primit și noi șansă. Cu lenea noastră, cu poate judecățile pe care le emitem pentru cei din jur, cu desconsiderarea pe care o facem, așa ne-a primit și Hristos și am primit o șansă. Ei, oamenii aceștia primesc o șansă și lucrăm cu ei pe o perioadă de 3 ani, pentru că din experiența noastră de 30 și un pic de ani de lucru, cam aceasta este perioada în care poți lucra cu o familie sau cu, în general, familii. La vârstnici și la copii, deja acolo discutăm despre alte lucruri, în care să nu-i faci dependenți de tine și în care să-i ajuți să-și acceseze resursele și să trăiască cumva responsabil și asumați pentru viața lor. Deci, cam pe aici ne învârtim, zic eu. Și în afară de a le oferi un ajutor material, le oferiți și, eu știu, anumite informații, un instructaj, de exemplu, cum să-și administreze banii, pentru că am observat că adesea familiile sărace, efectiv, în ziua de salar, merg, își cumpără, își cheltuie toți banii și a treia zi nu mai au. Da, sigur că da. Acesta este o parte, un obiectiv din cele pe care le stabilim în relațiile cu familiile. Administrarea resurselor pe care le au. La ce să renunțe, pe ce să pun accent. Sigur că asta e o schimbare și de mentalitate de multe ori și ia timp. Dar este o schimbare benefică în viețile lor. Ați amintit de zonele de compromis din această meserie. La care zone vă referiți? Care ar putea fi, iată, zone de compromis pentru cineva care lucrează într-o fundație? Vedeți, noi administrăm atât bunuri cât și bani și de multe ori primești foarte multe donații. Da? Ele vin în depozitul instituției și te gândești, ok, dar le-am primit, sunt ale noastre. Nu-i chiar așa. Pentru că noi nu suntem decât administrator a ceea ce primim și ar trebui să avem acces la aceste bunuri într-o măsură limitată sau într-un cadru foarte bine stabilit. Altfel, intervine subiectivismul. Păi eu am nevoie de șosete, el are nevoie de pantofi. Nevoile noastre individuale sunt diferite. Da? Modul în care ne raportăm la ceea ce primim este sau poate fi
un compromis pe care îl facem. Și de aceea noi de la început am stabilit ceea ce primim, primim pentru administrare în folosul celor pe care îi ajutăm. Pe de altă parte, o altă... Nimic pentru angajați? Sau care sunt criteriile, rar, să zic? Foarte rar. Criteriile, avem un magazin cu îmbrăcăminte second hand și alte produse, se stabilesc prețuri și putem să avem acces la bunurile respective cumpărându-ne-le. Sau atunci când se fac reduceri la magazinele noastre, primii care au acces sunt angajații. Dar aceasta este singura formă în care noi, ca și angajați, avem acces la ceea ce primim în cadrul organizației. Frumos. Parcă aș vrea să repetați lucrul acesta sau de mai mulți. Pentru că, într-adevăr, mai ales după Revoluție, spuneți că după de 31 de ani activați, da. După Revoluție au fost multe asemenea tiruri cu ajutoare, da, care s-au evaporat sau au beneficiat nu cei care aveau nevoie, ci întemeietorii fundației, să zic. Da. ONG-ului. E un lucru sănătos, iată, să înțelegem, este, să avem această perspectivă că suntem administratori. Fie că vorbim de o fabrică, fie că vorbim de un ONG, noi suntem doar administratori. Da, da, și știm cui dăm socoteală. Uh-huh. Cui dați socoteală? Noi îi dăm socoteală lui Dumnezeu. Credem în Dumnezeu, credem în valorile scrise în Biblie și pentru noi și ceea ce vrem să, pentru mine și pentru colegii mei, cel puțin asta vreau să le inspir, versetul acela care spune faceți toate lucrurile ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni, știind că, ar zice eu, lui dați socoteală, da? Și el vă va răsplăti, este un far pe care tot timpul trebuie să-l ai înaintea ta. Ai primit ce ai primit pentru administrare de la Dumnezeu și El va răsplăti și va cere socoteală pentru ce ai primit. Și apropo tot așa de zonele de compromis, atunci când lucrez cu oameni, de multe ori intervine subiectivismul. Ai în asistență o persoană, cum spuneați, este leneșă în ciuda eforturilor pe care le faci, te minte, nu apreciază ce faci pentru el, pentru că în ciuda percepției generale, oamenii săraci nu sunt oameni mulțumitori. Nu sunt oameni care la un moment dat se vor întoarce și vor spune mulțumesc că ai făcut asta pentru mine. Pentru că sărăcia îmbracă foarte multe forme și ne duce în locuri în care nu ne imaginăm. Dacă nu reușești să-L iubești pe omul ăla dincolo de ce este, așa cum te-a iubit Hristos, nu poți să faci nimic. Trebuie să rămâi obiectiv. Tendința generală este să îl scoți din program. Să spui, ok, cu copilul ăsta, cu vârstnicul ăsta, cu familia asta, eu nu mai pot să fac nimic. Ce am făcut noi? Nici o sistare nu se poate face fără aprobarea coordonatorului proiectului respectiv sau acolo unde coordonatorul face sistarea a șefului ierarhic imediat superior. Și dacă amândoi convin în baza evidențelor care s-au adus că da, trebuie făcută sistarea, scoaterea acelui om din program, atunci lucrul acesta se întâmplă. De multe ori apelăm, suntem doi sau trei care hotărâm lucrul ăsta, ca să ne ferim de acest subiectivism, de a-i scoate pe oameni din program înainte de vreme, ci să reușim să-i ducem până la momentul la care zicem, i-am spus tot ce aveam să-i spun, am făcut tot ce am putut să fac și de aici, știți ce mi se pare foarte interesant? Mulți își schimbă atitudinea și viața după ce ies din programe. Da. Am făcut o statistică undeva prin anul 2000 și undeva la 60% din beneficiarii noștri, primii noștri beneficiari, schimbarea a început de la momentul la care te-ai retras din familia respectivă. Acum tot dumneavoastră să-mi dați și răspunsul. De la ce? Întrebarea asta, cum vă explicați? Cred că se bazează foarte mult pe susținerea pe care o au. O concluzie a acestui chestionar pe care l-am făcut și analiză a fost și reducerea acestei perioade de asistență la 3 ani. Pentru că în momentul în care, adică pentru perioada cât există cineva care îi susține, avem cumva o cârjă. Când dispare acea cârjă, am învățat mecanismele, ăsta e un plus pentru noi, aș zice, da? Am învățat mecanismele și pot să mă descurc singur. Tocmai de asta e important, nu doar să îi oferi produse, ci da, să-l înveți mecanismul. Da. Da, să-l da, formeze. Da. Și când iei produsele, el știe ce să facă. Exact. Ce ar de făcut. Învață hărnicia, învață administrarea banilor. Da, da. Învață să nu mintă, sperăm.
Fiecare cu... Știți cum e? Eu cred că lucrurile astea vin, ceea ce faci, nu minți, nu furi. Când Domnul Hristos prinde chip în noi, ne învață lucrurile astea. Dar dacă El nu prinde chip în noi, de fațadă, putem să facem o grămadă de lucruri. E foarte important să nu te duci în casa omului și să-i impui valorile tale, ci să-L iubești. Și El când va vedea valorile tale și felul în care îl iubești pe Dumnezeu și îl iubești pe El, atunci se va schimba. Altfel se va simți cotropit, zic eu. Nu o condiționare, ci o dragoste necondiționată. Da. Nu-ți dau produsele dacă faci cum zic eu sau dacă pretinzi că, eu știu, ești creștin sau altceva, ci te iubesc și tu ai alegere, tu poți să alegi cum vrei să trăiești viața de aici încolo. Da. Și până la urmă El câștigă în ambele sensuri. Exact. Și pe pământul acesta și viața veșnică. Așa e. O perspectivă foarte interesantă, frumoasă, sănătoasă. Vorbeați mai devreme de acest citat din Biblie, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și chiar acesta este și motoul emisiunii noastre. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, exact, voi slujiți Domnului Hristos. Și mă gândeam la faptul că uneori sunteți refuzați sau dezamăgiți, investiți în oameni și pare că nu merită. La un moment dat. Da. E important să ai de unde găsi acele resurse de a merge mai departe, de a nu fi subiectiv, cum spune. Da. Da. Este. Acum, vedeți, oamenii de teren sunt cei mai, nu știu, pentru ei cred că este cel mai greu. De la birou, văzut din afară, lucrurile sunt foarte ușor de prezentat. Dar atunci când mergi pe teren, când apăsarea ți-i prieten, când nemulțumirea e mereu prezentă în fiecare zi, tendința naturală este să renunți. Dar ce mi-e drag de oamenii mei de teren e că nu renunță. Și sunt acolo și scriu rapoarte și mă ascultă și pe mine când îi bat la cap. Și văd în ei dorința asta, cum ziceam și de versetul de mai înainte, de într-adevăr de a-L reprezenta pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos, în viețile acestor oameni. Pentru că asta e până la urmă cea mai mare valoare pe care putem să le dăm oamenilor acestora. Nu e o muncă ușoară. Nu este o muncă ușoară. Și e o muncă de uzură, aș zice. În același timp sunt convinsă de răsplătirile pe care Dumnezeu la vremea hotărâtă le va da. Și mă bucur că pot să dau un pahar de apă în numele lor. ca să mi se pună și mie ceva acolo în cer. Da. Să aveți o răsplată mare acolo în cer. Sper. Ce important este motivația cu care facem un lucru. Fie că suntem, eu știu, strungari sau sudori, bucătari sau asistenți sociali. Importantă e motivația. Pot să fac ca să arăt înspre mine că eu sunt darnic, eu îi ajut pe cei săraci, sau să arăt înspre Dumnezeu și să mă gândesc la răsplătire, la ceea ce ne oferă El. Altfel, poate că ne-am împotmoli mai repede atunci când întâmpinăm dezamăgiri. Da, cu siguranță. Am ajuns, iată, la finalul discuției noastre și mă gândesc ce sfat i-ați da unui tânăr care poate acum este la finalul liceului și se gândește să mă duc pe linia aceasta asistenții sociale sau nu, sau să devin economist, sau să fiu manager într-o firmă. Ce sfat i-ați da? Nu contează ce domeniu de activitate alegi. Contează ca ceea ce faci să fie o inspirație pentru alții. Pentru că prin ceea ce facem noi, indiferent de locul de muncă în care suntem, lăsăm în urmă o mireasmă. Fie a lui Hristos, fie alta. Dar cu siguranță felul în care ne facem munca, calitatea ei, consecvența, conștiinciozitatea, aceasta inspiră pe cei din jur. Și auzisem nu de mult o poveste a unei femei căreia îi murise soțul într-un duel. Povestea e veche, dar este adevărată. Și întorcându-se de la înmormântare, pe câmp, a văzut un tânăr culegând roadele câmpului. S-a uitat cu uimire cu câtă conștiinciozitate își făcea munca, cât de organizat și frumos lucra. Și gândul ei de a se sinucide s-a transformat în dorința de a trăi. Deci, indiferent de meseria pe care ți-o alegi, așa s-o faci încât
orice om care trece pe acolo să-și dorească să trăiască, să-și dorească viața și să-și dorească ce ai tu. Și de acolo lucrurile merg mai departe. Ce final frumos pentru emisiunea noastră. Aproape că n-ar mai trebui să zic eu nimic decât să vă mulțumesc că ați fost împreună și cu eu noi. Și mulțumesc pentru invitație. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Antoanela Bălaș, director executiv al Fundației Ecce Homo, fundație umanitară. Ați auzit proiectele de care se ocupă. Și cred că aș păstra gândul acesta. Felul în care ne facem noi munca poate să dea viață unui om. Poate să dea viață veșnică unui om.